Vă salut, dragi prieteni ai minutului de spiritualitate. Vom continua astăzi o discuție de data trecută pe marginea tendinței noastre de a ne concentra pe lucrurile pe care de fapt noi nu le putem controla în viață. După cum spuneam în ultima noastră emisiune, aceasta este o expresie a fricii noastre de eșec. Am văzut că tendința de a controla aceste aspecte duce de fapt la creșterea suplimentară a nivelului de anxietate, ceea ce crește și mai mult tendința de control. Și astfel se ajunge într-un cerc vicios. O soluție mult mai bună pentru acest tip de probleme este să învățăm să ne concentrăm pe ceea ce putem controla. Iar acolo unde am ajuns la granița posibilităților noastre de control, să exersăm renunțarea. Putem învăța să influențăm pe ceilalți fără a încerca să-i controlăm. Putem învăța să facem doar ceea ce ține de noi în viață și să lăsăm universul să continue lucrarea noastră în cel mai perfect mod posibil. Conștiința universală este perfectă, pe când ego-ul individual nu este. Am să vă menționez un fapt care pe mine m-a pus pe gânduri atunci când l-am auzit în urmă cu câțiva ani. Apropo de nevoia de control și de lucrurile pe care le poți face totuși fără să ai controlul total. Iată despre ce este vorba. Există recorduri la concursurile olimpice, sportive, la concursurile paralimpice, de fapt, pentru persoanele cu dizabilități, recorduri care sunt mai bune decât ale atleților obișnuiți. Oare de ce? Acesta a fost răspunsul pentru întrebarea zilei. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine la un nou minut de spiritualitate. Vă salut, dragi prieteni ai minutului de spiritualitate. Astăzi vom vorbi în continuare despre cum putem învăța să nu mai încercăm să controlăm ceea ce nu putem controla. Iată la ce soluție m-am gândit. Dincolo de granițele posibilităților noastre de control, este bine să învățăm să practicăm acceptarea. Vom deveni astfel mult mai echilibrați în ceea ce facem. Putem observa și alte câteva avantaje ale acestui lucru. Iată care sunt. Această practică a acceptării ne crește nivelul de fericire, fiindcă renunțăm la atitudinea încordată a celui care trebuie să controleze tot. Practica acceptării ne va da relații de calitate mult mai bună cu cei din jur, fiindcă vom căpăta încredere în ei. Practica acceptării ne va crește nivelul anxietății pe termen scurt, dar ne va coborî nivelul de stres pe termen lung în general, fiindcă vom observa că marea majoritate a lucrurilor ajung să se rezolve de la sine. Vom începe să observăm noi oportunități în viață, fiindcă vom cheltui mai puțină energie pe lucruri inutile. Vom avea mai mult succes, fiindcă vom căpăta mai multă încredere în noi înșine. Iată și câteva sugestii care ne pot ajuta să exersăm acceptarea și să slăbim controlul lucrurilor pe care nu le putem de fapt controla. Iată care sunt sugestiile. Să învățăm să delegăm din sarcinile noastre. Să ne focalizăm pe problemele care pot fi sub controlul nostru, nu pe cele care nu sunt. Să încercăm să influențăm lucrurile, nu să le controlăm. Și să învățăm să nu ne bazăm numai pe noi înșine în ceea ce facem. Să ne bazăm, în primul rând, pe divinitate și apoi și pe cei din jurul nostru. Acesta este răspunsul la întrebarea zilei. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine la un nou minut de spiritualitate. Vă salut, dragi prieteni ai minutului de spiritualitate. Revenim astăzi cu o discuție despre un alt obicei care ne poate slăbi mentalul.
Este vorba de tendința de a depinde de gândurile și aprecierea altora despre noi sau de obiceiul de a depinde de plăcerea pe care o facem altora. Iată cum recunoaștem acest obicei. Dacă ne simțim responsabili de modul cum se simt alții. Dacă atunci când cineva este supărat pe noi, noi simțim un disconfort accentuat. Dacă găsim că este mai ușor să fim de acord cu alții decât să-i contrazicem. Dacă avem obiceiul să ne cerem scuze, chiar și atunci când nu am făcut nimic greșit. Dacă facem mari eforturi pentru a evita orice conflict. Dacă avem obiceiul să nu spunem celorlalți atunci când suntem deranjați de ceva. Dacă tindem să fim de acord atunci când ni se cer servicii, chiar și atunci când, în mod real, nu dorim să facem acel lucru. Dacă ne schimbăm comportamentul în funcție de ceea ce doresc alții, sau dacă facem eforturi foarte mari să impresionăm pe ceilalți. Și nu în ultimul rând, dacă suntem printre cei care cer aprobarea celor din jur pentru ceea ce fac foarte des. În emisiunea de mâine voi reveni pe tema acestui subiect, mai ales voi răspunde de ce ne comportăm în acest fel și ce anume va trebui să facem ca să ameliorăm acest comportament. Până atunci, vă doresc o zi bună, sunt Ștefan Pușcă și vă aștept cu plăcere la un nou minut de spiritualitate. Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Astăzi vom reveni în discuția noastră la obiceiul de a ne concentra să facem plăcere celorlalți în mod excesiv. Și ne vom întreba de unde ar putea proveni acest obicei. Ne putem gândi în acest sens la două lucruri. La teama că nu vom fi plăcuți de cei din jur și la teama de conflict. Și legătura între ele, bineînțeles. Problema mare pe care putea o declanșa acest tip de comportament este pierderea sistemului nostru de valori. Dacă te ghidezi toată ziua după ceea ce doresc alții, valorile tale personale unde se mai exprimă? Dacă te ghidezi numai după a face plăcere altora, comportamentul tău nu va mai fi autentic. Dorința de a face plăcere în mod excesiv altora ne împiedică să ne atingem potențialul maxim în viață, fiindcă ne dereglează busola sistemului nostru personal de valori, care altfel ar fi fost exact ceea ce ne-ar fi ghidat către împlinirea personală. Iată câteva dezavantaje suplimentare ale dorinței de a plăcea tuturor și câteva observații obiective despre acest lucru. În primul rând, acest obicei este o irosire a timpului personal. Fiindcă nu putem controla cât de mult vom putea face plăcere celor din jur, oricât de mult ne-am strădui. Oamenii care vor să placă excesiv celor din jur sunt foarte ușor manipulabili. Și până la urmă este un lucru natural ca cei din jur să se simtă câteodată furioși sau dezamăgiți. Orice am face, nu putem mulțumi nici când pe toată lumea. În emisiunea de mâine voi reveni cu câteva clarificări în legătură cu modul în care ne putem ameliora acest comportament. Până atunci, vă doresc o zi bună și luminoasă. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine la un nou minut de spiritualitate. Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Revenim astăzi cu discuția noastră asupra comportamentului de a face plăcere în mod excesiv celor din jur. Comportament despre care ne amintim că are legătură cu un anumit grad de renunțare la sistemul nostru de valori. Iată ce avem de făcut ca să ne reamintim care este sistemul nostru de valori. În primul rând să ne găsim timp ca să ne gândim la el. Putem, ca un exercițiu, să ne îndreptăm atenția către cele mai frecvente valori umane și cele mai comune valori umane, cum ar fi copiii, relațiile de iubire, familia, convingerile religioase sau spirituale,
cariera, acțiunile de voluntariat, menținerea unor relații echitabile de prietenie cu cei pe care îi apreciem, sănătatea personală, găsirea unui sens în viață, activitățile recreative, învățarea lucrurilor noi, utile sau plăcute și așa mai departe. Alte lucruri utile pe care le putem face pentru a renunța la acest mod de a ne pierde puterea personală constau în a ne pune anumite întrebări, cum ar fi: chiar vreau să fac cu adevărat acest lucru? Ce anume s-ar întâmpla dacă aș renunța să fac acest lucru? Ce anume aș avea de câștigat dacă fac acest lucru? Și cum mă voi simți după ce voi face acest lucru? Dacă răspunsul la aceste întrebări este unul pozitiv din punctul nostru de vedere, atunci merită să ne gândim să facem lucrul respectiv. Trebuie însă să nu uităm faptul că înțelegem că faptul că nu trebuie să facem putere, să facem plăcere celor din jur, ne poate face mai puternic. Înțelegerea și aplicarea corectă a obiceiurilor de viață este cheia creșterii puterii personale. Acesta a fost răspunsul la întrebarea zilei. Vă doresc o zi bună, sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine la un nou minut de spiritualitate.